Dei claquinhos. Dacă ești în căutarea unei mașini second-hand, poate chiar Volkswagen Golf 3 GTI de 110 cai, intră pe site-ul www.carvertical.com și acolo poți verifica istoricul de kilometri, dacă mașina a avut daune, dacă mașina a fost daună totală, inundată, incendiată și așa mai departe, măcar să știi ce cumperi, să nu plătești bani de mașină neinundată pe o mașină lovită, inundată sau arsă. Sau cu kilometri dați înapoi. Baftă la achiziție! Bine ați venit la Techstars Autocross Challenge, de data asta un nou episod, un nou invitat, cred că îl vedeți în spatele meu, dar voi nu trebuie să-l vedeți în spatele meu, voi vă uitați la mine și te atenți doar la mine, ochii doar la mine, doar la mine, da? Atenți că acum am de prezentat partenerii, Techstars, Motul, OMV, Luca Customs și nu în ultimul rând TCM Tuning, care se ocupă cu softuri, optimizare și așa mai departe, inclusiv Eco Tuning, cred, sper. Sper că nu i-am băgat în niște lucruri în care nu se ocupă. Bun. Până atunci, hai să vă prezint invitatul de această dată. Stai acolo că vin eu! Alex Șeremet. Salut! Salut! Cu mașina din dotare, n-a știut profilul emisiunii, ca să zic așa. Ai știut? N-ai știut. A venit cu mașina din dotare, adică asta e mașina ta. Da. Bravo, mă. Frumoasă. Frumoasă, clasică, bătrână, da. Ca noi. Să nu... Vorbește despre tine, eu sunt mai bătrân ca ea. Uite-mă, vezi. Ești mai bătrân ca ea? Da. Cu câți ani? 5. Cu 5 ani? E ok, o să vă înțelegeți bine, că așa am văzut că în relații fetele trebuie să fie mai tinere. După gust. După gust. Bun, zi-ne ce avem aici. E un... Bine, nu pe lung, încearcă pe scurt. Este un seria 6 cu P 635 CSI, L6, e o chestie de state, s-a fabricat vreo 2 ani de zile, o echipare foarte, foarte echipată, luxury, de acolo vine el. Uh-huh. O vreme a fost M6 și L6, sau M7, M7 n-a fost, dar a fost L7, și am pe ea aer condiționat, scaunele, am și memorie pentru scaunul șoferului, de care sunt foarte mândru. Funcționează? Totul electric, memoria da, okay. Reglaje, scaun, geamuri electrice, full electric cu piele, aer condiționat, full cu piele, frate, full cu tempomat, originală, cu jante, frumos, fără modificări, mai ai lucruri de făcut, ai intrat acum în treabă, a intrat în pâine, ca să zic așa. Cât e butonul de la aer condiționat? Zi un preț. 1300 de lei. Eu știu prețul, dar bun. Și mi s-a stricat și butonul de la avarii, mai nou. Deci dacă a ieșit de tot. Deci dacă sunt oameni care dețin aceste butoane pentru acest model, Șeremet este cu drag interesat să le achiziționeze. Noi avem aici un Golf 3 GTI care mai dezvoltă 90 de cai din cei 110, dar este foarte rapid pentru că este tracțiune față. Avem anvelope speciale de macadam, să nu dejantăm, deci poți să intri în viraje tare de tot, okay. Că nu e problemă. Avem suspensie de sport, avem scaune, avem centuri, avem volan, avem evacuare, pornire la buton, cască. O să fie fun. Hai să te echipezi, să vezi. Ok. Te deranjează ceva la cască, te strânge, te jenează? La gât. Ce? La gât, știi că... Asta? Vrei să dăm ăsta jos? Da. Ca asta, mă, frate, ce nu fac eu pentru invitații, ești nebun? Dă-l încoace, zici, ia uite, bă, ne trebuie, nu. E de la ușa mea. Da. Șeremet, băi, frate, băi, incredibil. E, de când și-a luat BMW, e cursant. Și ne oprim la finish. Iuuu, gata, mă, n-are nimic, nu s-a întâmplat nimic. Suntem bine. Bun. M-am căcat pe mine. Când am văzut. Ați uitat că mai aveți și un start de luat și da, mă, nu, nu. Eram un fierbântat, adică. Porniți motorul că vă leșinat. Merg astea, unde sunt întrebările? A, și mă și întreb în timp ce conduc? Asta e mișto. Hai, de clar. Merge, aștepta să ajung la cameră, da? Da, da. Da. Asta e ideea. Adică ideea este ca eu să spun niște întrebări incomode. În timp ce sunt incomod. În timp ce ești incomod deja, da. A, uite și o vies pe incomod. Asta nu e bine, nu te agita că nu e bine cu asta. Și să deschizi nici trapa. Da, și să fac cumva.
Eu zic să deschizi. Păi ce să deschid? Că trapa n-am cum să o deschid. Din păcate. Ea vrea să iasă pe acolo. Da, așa. Asta le trebuia nouă, mă, o vieți pe mașină, mă, să moară Franța, dacă nu. Ieși afară. Acum trebuie să faci aia cu ușa, că nu mai pot să închid. Și dăm startul după aia. 5, 4, 3, 2, 1, start! Prima întâia corectă, bă, la curs asta. Prima întâia corectă. Bun. Da-i miroase ambreiași. N-are nimic. Ce Mercedes nou ți-ai cumpăra? Eu. Eu, frate meu. Cum e să lași BMW-ul pentru Volkswagen, chiar și pentru jumătate de zi, bine, nu e jumătate de zi, dar oamenii întreabă. Pentru așa Volkswagen e ok, în rest cam trist. Cam trist, ok. Bun, ține interiorul. Și aici pregătim pe asta altă. Care e cea mai ciudată, dubioasă poveste cu mașini pe care o știe? Vă zic eu, când l-am sunat în seria 8-ul aici. Dar aia cu ăia care au murit în seria 8? N-a murit nimeni. Nu. Bun, păreri BMW i9. Doamne ajută. Ai mai condus Volkswagen Golf 3? Întreabă cineva. Nu. N-ai mai condus. Bun. Este adevărat că liniile de design... Mamă, ce greu e. De pe noul seria 7, C70 sunt echivalente cu bătrânul E38? Dacă cumpără, da! Ai înlocuit butonul de la aer condiționat la seria 6? Nu! S-a sfârșit, Alpina a fost cumpărată de BMW, modelele M Alpina? Nu știu. Nu s-a sfârșit, e mai bine pentru Alpina acum. E mai bine pentru Alpina acum. Da. Dacă BMW nu ar mai exista, unde te-ai duce? Ai de capul meu, nu știu, ar fi foarte trist. La Porsche. La Porsche, ok. La marca Porsche sau la... La marca, nu. La marca, ok. La Rolls-Royce. Când se apucă de pilotaj cu Mini în campionatul național de autoslalom? Doamne ferește. Știu limitele, am mers cu pilot și n-am impresii de pilot. Da, se exersează. Lucrurile se pot învăța, să știi. Da. Nu e niciodată prea târziu. Niciodată să nu zici niciodată. Unde nu e talent, nici. O întrebare delicată pentru domnul Șeremet. Mercedes SLS 1980 Gullwing sau BMW M1 1980, ce ai alege? Știm povestea în care ai mers cu M1. Mamă, dar știu, băieți. Băi, grea întrebare. Gullwing n-ai mers. Da, n-ai mers. Mă tentează. Ok. Dacă pot să trădezem, deși am o legătură prea specială cu M1 ca să-l trădez. Ok. Ăsta este ultimul tur. Dacă ar trebui să conducă o mașină din grupul VAC tot restul vieții. De ce să greșesc? Care ar fi aceea? Porsche se pune? Porsche din grupul VAC. Păi e VAC Porsche, adică... Domnul Șeremet care vorbește cu cineva are tipul verbal la noi la BMW? Ok. Când vorbești cu cineva, ai ticul verbal la noi la BMW? Băi, nu, că-mi dau seama că-s ridicol dacă zic asta. Okay. Mai zice cineva felicitări pentru nu știu ce model și zic, da, boss, eu am mâncat din greu la modelul ăla. L-am făcut de la zero eu. Da. Bun. Și întrebarea de la Silviu Toma, când îi dai banii înapoi? Aia! Aici avem finish, nu punem frână până după ce trecem de el. Bun, bravo! Acum mergem în continuare ca să ne răcorim. Avem un buton acolo, poți deschizi geamul, primul din față, în jos. Așa, încă o dată, e ăsta de la mine, celălaltă nu merge. Dar ne ajută și asta. Ce conduce Daily și dacă are ceva pentru sufletul lui pus deoparte cu care se plimbă zile de sărbătoare? Omul nu știa. E 24, rechinul. Și acum te întreabă cineva dacă astea două seamănă. Nu seamănă. Nu recunosc nimic. Voi, da. Trebuie să le vedem live, ca să zic așa. Trebuie să vedem nou, adică în poză era nou seria 7 și un Citroen. C4 Picasso, da. Sau C4. Da, Cactus Picasso, nu știu. La Citroen nu mă pricep, nu m-am priceput niciodată în viața mea.
Dar, da, legat de design, eu am ajuns la concluzia că BMW oricum se vinde, iar designerii ăștia vor să ne facă pe noi să vorbim despre, știi? Da. Nu știu. La nou seria 7, nu că m-ar fi întrebat cineva, dar arată bine doar pe negru. Pe negru l-am comandat de presă. Da? E, uite, o să fac o excepție și o să merg cu ea neagră. În loc de a întâi apăsat, ăla e. E ușor, iau încet cu ambreiajul, că sare din... Asta e. Sare din mășărie. Hai! E, nu e vina ta. Nu e vina ta. Așa a spus și el. E simplu. A, gata. Perfect. Centuri? Perfect. Să ne dea cineva jos de aici. Ia uite cum iese praful din noi. Iese tot praful. Mă, nu. Vreau să opresc asta, dar nu am nicio șansă. Dar n-am luat alier. Stai aici. N-am microfonul. E pe centură microfonul. Punea și remeta aici așa. A fost bine, eu am fost relaxat. Am încredere în CRM, poate să mă ducă până unde vrea el, cât de tare vrea el. Jur. Că el nu vrea tare. Nu, dar nu știu, am încredere că nu se întâmplă nimic, nu știu de ce. Unii oameni îmi dau încredere și alții nu. Nu are legătură cu mersul, cu stilul de condus, pur și simplu. Ai zis că trebuie să mergem da, acolo. Da, trebuie să mergem acolo. Stai pe asta da. Și eu stau pe asta. Da. Fiecare cu a lui. Da, nu i-am explicat regulile la începutul episodului, dar le-am explicat în mașină, le-am înțeles, n-avem niciun jalon dărâmat, nicio penalizare. Ai mers foarte bine. Nu zic mai bine decât cine că nu mă lasă Marius să zic că îi stric ordinea episoadelor și așa mai departe, dar ai mers mai bine decât un băiat. S-ar putea doi, s-ar putea, dar nu știu. Dar mai sunt de venit. Deci să ne liniștim. Nu asta este superputerea ta. N-are nimic. Lasă că mai facem. Următorul o să fie la off-road. Păi, trebuie să încercăm și varianta aia. Nu? Nu numai piloțeală pe macadam, după aia avem piloțeală pe asfalt, după aia avem piloțeală la off-road, după aia avem... Facem toate alea. Până ajungem la iahturi cu vele, cu dale, cu parâmă. Am făcut și din alea. Ai făcut și din alea, da? Da. Acesta a fost episodul. Eu îți mulțumesc că ți-ai făcut timp în timpul de la birou și că te duci transpirat și plin de praf. Acesta a fost episodul. Îți cer like și subscribe și nenea Alex și Remed n-are pagină de like, follow, dar na, asta e. Atâta s-a putut.